dragi elevi, Bine v-am regăsit la o nouă lecție de geografie în cadrul programului Teleșcoala. Sunt Monica Fluțăr, profesoară de geografie la Colegiul Național Gheorghe Lazar din București și voi prezenta lecția Tipuri de medii geografice în Europa și România. În această lecție Vom structura informațiile învățate în anii anteriori cu privire la noțiunile de mediu geografic și peisaj geografic, apoi vom caracteriza tipurile de medii din Europa și România și vom analiza impactul antropic asupra mediului. Caracteristicile mediului geografic diferă în funcție de componentele sale, fizico-geografică, socială sau economică, evoluția lor în timp și spațiu, modul lor de interacțiune cu sistemele exterioare mediului. Mediul geografic este rezultatul interacțiunii om-natură. Activitățile antropice au determinat în timp modificări în spațiu, care au condus la înlocuirea mediului natural cu mediul înconjurător sau mediul geografic. Mediul geografic reprezintă ansamblul componentelor mediului natural și a mediului antropic. Mediul natural este format dintr-o componentă abiotică, respectiv una primară, alcătuită din relief aer și apă și o componentă biotică sau derivată, fauna, vegetația și solurile. Mediul antropic cuprinde așezările umane, fie că sunt ele rurale sau urbane, activitățile economice, agricole, industriale, de transport sau alte servicii. În prezent, sunt puține unitățile geografice din Europa în care s-au păstrat medii naturale, Datorită presiunii antropice, puternice sau condițiilor naturale nefavorabile pentru locuire. Mediul geografic se află într-o continuă evoluție, datorită schimbului permanent de materie și energie între principalele componente. Acest schimb stă la baza relațiilor dintre componentele mediului. Aceste relații pot fi relațiile funcționale. Se referă la capacitatea mediului de a răspunde la modificări, cum ar fi de exemplu, autoepurarea apelor unui râu după poluarea cu deversări industriale sau dezvoltarea pădurilor secundare după incendii. Relațiile temporale pot fi de lungă durată, cum ar fi de exemplu evoluția condițiilor climatice în cuaternar care au dus la formarea reliefului glaciar, sau pot fi de scurtă durată în legătură cu activități antropice de exemplu, prăbușirea ale unor cariere de exploatare a zăcărmintelor de substanțe minerale sau pot fi fenomene naturale, cum ar fi erupțiile vulcanice sau cutremure. Relațiile cauzale decurg de la cauză la efect. Acestea conduc la transformări esențiale ale mediului, poluarea apelor din fântâni datorită administrării neraționale a pesticidelor și a chimice sau poluarea industrială, care determină formarea ploilor acide, iar acestea, la rândul lor, afectează vegetația. Relațiile dinamice pot fi sezoniere sau seculare. Exemple de relații sezoniere, în climatul temperat, schimbarea fazelor de vegetație în lumea plantelor. În sfârșit, relațiile spațiale se referă la interacțiunile dintre componentele mediului, care se produc pe suprafețe variabile, fie că sunt la nivel zonal, în funcție de factorul climatic, sau la nivel regional și local, pe spații mai mici. Transformările din mediul geografic sunt imediat vizibile în peisajele geografice. Acestea sunt subordonate mediului. Între tipul de mediu și tipul de peisaj există o anumită suprapunere. Peisajul geografic. Este partea omogenă și vizibilă a mediului geografic, caracterizată printr-un element dominant care poate fi relieful, vegetația, apa, activitățile umane sau modul de utilizare a terenurilor. Peisajul urban se distinge în spațiul geografic prin aspectul construcțiilor, mai ales în partea centrală a orașelor. O rețea stradală compactă și o infrastructură complexă, așa cum se poate observa și în imaginele alăturate. Peisajul rural se remarcă printr-o concentrare redusă a construcțiilor în regiunile cu relief mai înalt și o infrastructură slabă, o concentrare mai ridicată în regiunile mai joase. Activitățile agricole sunt vizibile și oferă informații cu privire la specializarea lor. Vom trece acum la caracterizarea tipurilor de mediu. Și vom avea în vedere localizarea geografică, caracteristici geografice, de la condiții climatice, aspecte ale vegetației, până la specificul solurilor, activitățile economice și gradul de antropizare al mediului. Harta tipurilor de medii reprezintă suportul pentru localizarea acestora. Și vom nota, pentru a localiza mai ușor, cu cifra 1, mediul de tundră. Și iată, îl întâlnim în insula Islanda, nordul peninsulei Scandinave, peninsula Cola, nordul câmpiei Europei de Est. Mediul temperat rece formează o fâșie extinsă între 50-60 de grade în nordul câmpiei Europei de Est sau în peninsula Scandinavă. Mediul temperat continental, pe care îl vom nota cu 3 pe această hartă, se suprapune în mare parte câmpiei Europei de Est și observăm că acesta se extinde până pe teritoriul României. Mediul temperat oceanic, îl vom nota cu 4, se suprapune Europei de Vest și Europei centrale. De asemenea, observăm că ajunge până pe teritoriul României. Mediul mediteranean corespunde Europei sudice, vom nota cu 5 pe hartă, și se întâlnește în peninsula iberică, peninsula italică, peninsula balcanică și toate insulele din Marea Mediterană. Corelat peisajului sau mediului mediteranean, iată mediul azonal, cel montan, pe care îl vom nota cu 6. Din munții Alpi, munții Pirinei, munții Carpați, munții Caucaz sau Alpii Scandinaviei. Dacă vom corela harta tipurilor de medii cu harta tipurilor de climă, vom deduce că repartiția în latitudine este determinată de caracteristicile climei. Pe de altă parte, condițiile de relief impun o etajare a mediilor geografice. În continuare vom caracteriza tipurile de medii din Europa, cu accent pe caracteristici geografice, activități economice și gradul de antropizare. Mediul de tundră se caracterizează prin condiții climatice nefavorabile, cu veri scurte și ierni lungi. Solurile podzolice și mlaștinile ocupă mari întinderi. Vegetația specifică este cea de tundră. Dintre activitățile economice menționăm pescuitul, creșterea animalelor, exploatarea minereurilor feroase. Densitatea populației este redusă, 2 până la 3 locuitori pe kilometru pătrat. Antropizarea este de tip punctiform, așezările fiind risipite. Mediul temperat rece se caracterizează printr-un climat cu geruri puternice și zăpezi de lungă durată. Predomină pădurile de conifere. Solurile au o fertilitate redusă și sunt foarte acide. Activitățile economice specifice sunt cele legate de exploatarea lemnului, a resurselor hidroenergetice sau a resurselor minerale. Acest tip de mediu este unul slab populat și antropizat. Mediul temperat oceanic corespunde pădurilor de foioase din vestul și centrul Europei. Se caracterizează printr-un climat moderat, un regim termic și pluviometric uniform în care se dezvoltă păduri cu frunze căzătoare. Solurile prezintă fertilitate moderată. Dintre activitățile economice menționăm exploatările miniere, activitățile agricole și, bineînțeles, și activitățile industriale. Gradul de antropizare este unul ridicat, fiind un mediu intens populat și puternic influențat antropic. Prin defișări masive sau au extins terenurile arabile și s-au instalat peisaje agricole de tip open field sau câmpuri cultivate deschise în Germania, Olanda, sau de tip bocaj, câmpuri cultivate închise în Franța sau Marea Britanie. Activitățile industriale au generat apariția peisajelor industriale. Dezvoltarea așezărilor urbane a condus la apariția peisajelor urbane, iar modificarea țărmurilor a generat apariția peisajului antropizat. Mediul temperat continental se caracterizează printr-un climat cu veri călduroase și secetoase, ierni reci și geroase. Vegetația specifică este cea de stepă cu soluri fertile. Activitățile economice sunt dominate de activitățile agricole și activitățile industriale. Gradul de antropizare este unul mediu sau ridicat. Mediul de stepă a devenit un mediu antropizat odată cu Revoluția Industrială. Utilizarea intensivă a terenurilor a dus la accelerarea proceselor de degradare a solurilor sau apei freatice. Dezvoltarea așezărilor umane și a activităților industriale au determinat apariția peisajelor urbane și rurale, așa după cum se poate vedea și în imaginile asociate. Mediul mediteranean se caracterizează prin două sezoane, unul cald și uscat, care alternează cu sezonul de iarnă blând și umed. Arborii veșnic verzi alternează cu arborii cu frunze căzătoare. Solurile de tip terra rosa au o fertilitate ridicată. Activitățile economice sunt activități agricole, industriale și, cu un rol foarte important, activitățile turistice. Gradul de antropizare este unul ridicat. Acesta fiind un mediu puternic antropizat, suprapopulat, ce cuprinde peisaje urbane și peisaje litorale. Impactul antropic asupra componentelor naturale este foarte ridicat, începând cu despăduririle și defrișările, continuând cu pășunile și construcțiile. Azonal întâlnim mediul montan, de la 1000 de metri altitudine până la cele mai mari înălțimi, respectiv 4807 metri. În munții Alp sau 5642 de metri în munții Caucaz. Calitatea mediului scade odată cu altitudinea prin scăderea temperaturilor medii anuale. Etajarea vegetației și a solurilor impune etajarea peisajelor geografice în mediul montan. Dintre activitățile economice specifice acestui tip de mediu, menționăm exploatarea lemnului, exploatarea resurselor de subsol, a resurselor hidroenergetice sau valorificarea potențialului turistic. Gradul de antropizare este unul redus, cu o diferențiere între intervenția antropică pe culm, care este mai redusă, și o intervenție antropică mai accentuată în văi și depresiuni. Mediile naturale în România au suferit transformări mai mari sau mai mici datorită străvechi locuiri încă din Antichitate. În prezent, domină mediul deluros și de podiș cu două submedii, respectiv dealurile înalte sub Carpații, dealurile joase, dealurile de vest, podișul Moldovei, podișul Getic, podișul Dobrogei depresiunea colinară a Transilvaniei, urmat de mediul de câmpie, care se suprapune câmpiei române, câmpiei de vest și, în sfârșit, mediul montan, care se întâlnește în Carpații orientali, meridionali sau occidentali. Relieful impune etajarea în altitudine și începe la bază cu vegetația zonală. Mediul montan între 1000 și 1800 de metri, cuprinde păduri de fag, păduri de conifere. Acesta este modificat prin despăduriri în anumite regiuni care contribuie la instalarea proceselor geomorfologice erozionale, cum ar fi torenți alunecări de teren sau prăbușiri. Pe culmile alpine, la peste 2000 de metri, relieful glaciar reprezintă o atracție pentru pasionații de natură, iar traseele turistice valorifică cele mai bune căi de acces către lacurile glaciare sau crestele înalte ale munților. Mediul regiunilor de deluroase înalte, așa cum am văzut și pe harta anterioară, este specific subcarpaților și podișurilor cu altitudini între 500 și 1000 de metri. Mediul dealurilor și podișurilor joase, între 300 și 500 de metri, este specific dealurilor de vest sau podișului Dobrogei. Mediul regiunilor de și de podiș sub 500 de metri se caracterizează prin culmi rotunjite cu petice de pădure de stejar, poduri interfluviale largi, terase, care favorizează extinderea așezărilor, dar și utilizarea agricolă datorită solurilor fertile, respectiv argilui soluri. Mediul de câmpie se desfășoară sub 300 de metri altitudine. Și se caracterizează prin suprafețe mari, întinse, puțin adânci, cu vegetație de stepă sau silvostepă, în mare parte destelenită, fiind favorabilă activităților agricole. În ceea ce privește mediul montan, prezența așezărilor până la 1600 de metri în munții carpați indică un grad de antropizare superior spațiului montan european în ansamblu. Spațiul montan este un spațiu locuit încă din antichitate, iar depresiunile sunt vechi, vetre de locuire. De-a lungul văilor s-au întemeiat așezări mărginite de suprafețe cultivate agricol. La peste 2000 de metri, peisajul alpin este printre puținele regiuni în care mediul natural este conservat. Și iată, aveți aici o imagine cu un peisaj alpin. Mediul deluros și de podiș. În regiunile deluroase înalte, deși bine populate, condițiile naturale nu favorizează culturile agricole. În schimb, existența resurselor bogate, sare, cărbuni, petrol, au dus la exploatarea lor în cariere sau în subteran și la modificarea reliefului. Relieful este intens fragmentat, iar voile sunt înguste. Păstoritul intens a favorizat degradarea treptată a pajiștilor și a solului, Devrișarea versanților a stimulat instalarea proceselor erozionale care afectează așezările de la baza versanților. Regiunile de deluroase joase și podișurile cuprind o varietate de peisaje agricole, așa după cum se poate observa și în imaginele alăturate. Peisaje viticole, pomicole, cerealiere, iar peisajele urbane se îmbină cu cele rurale. Mediul câmpiilor a suferit modificări impuse de activitățile agricole, industriale și urbanizare. Cuprinde peisaje predominant agricole, rezultate din defrișarea pădurilor, deselenirea stepei, desecarea unor suprafețe întinse din lungile râurilor mari sau ale fluviului Dunărea. Pe lângă peisajele rurale asociate peisajelor agricole, au cunoscut o mare dezvoltare și peisajele urbane în mediul de câmpie. Iată, peisaje rurale, peisaje urbane. Impactul antropic asupra mediului. Odată cu evoluția societății urbane, omul s-a transformat din simplu consumator într-un factor activ în mediu, determinând modificări ale relațiilor dintre componente. Acțiunea negativă a omului asupra mediului s-a extins de la mediul local către cel regional, provocând degradarea calității aerului, apei, solului și vegetației prin exploatări miniere în carieră sau în subteran, prin defrișări, prin suprapășunat sau construcții de locuințe sau drumuri. Impactul antropic asupra mediului geografic în Europa, concluzionând, este unul redus de tip punctiform în Europa nordică, mediu în Europa de Est, și ridicat în Europa Centrală și de Sud, datorită de defrișorilor masive, degradării terenurilor afectate de eroziune. Harta impactului antropic evidențiază aceste aspecte. În concluzie, mediul geografic reprezintă suportul pentru locuire și dezvoltare a activităților umane și economice. Între elementele cadrului natural, relieful a permis sau a limitat dezvoltarea teritorială orientând direcția ei. Mediile temperate în Europa se caracterizează prin impact ridicat și variat al activității umane asupra mediului. În mediile reci, impactul este redus. Modificarea modului de utilizare a terenurilor în timp a condus la diversificarea peisajelor geografice din interiorul mediilor geografice. Presiunea umană asupra mediului a determinat o degradare a peisajelor geografice și o creștere a vulnerabilităților la hazardele naturale. Și, în sfârșit, protecția peisajelor naturale și măsurile privind combaterea degradării mediului reprezintă soluții pentru creșterea calității vieții în spațiul european. Vă propun în finalul lecției câteva aplicații. Identificați și denumiți tipurile de mediu notate cu cifre de la 1 la 6. Mediul de tundră, 2. Mediul temperat rece, 3. Mediul temperat continental. 4. Mediul temperat oceanic, 5. Mediul mediteranean, 6. Mediul montan. Precizați un tip de peisaj întâlnit în mediul notat cu cifra 1. Peisaj de tundră. Explicați gradul de antropizare redus al mediului notat cu cifra 3. Existența solurilor cu fertilitate redusă, perioadele lungi cu zăpadă și îngheț, determină gradul de antropizare redus. Precizați două cauze ale degradării mediului notat cu cifra 5. Agricultura extensivă, defrișările masive au dus la degradarea solului și instalarea proceselor de eroziune. Completați afirmațiile de mai jos cu informația corectă din lista de termeni. Mediul de tundră corespunde a unei fâșii înguste din nordul Europei, în care condițiile climatice nefavorabile au determinat o antropizare de tip punctiform slab populat și antropizat, mediul temperat rece prezintă păduri de conifere. Mediul temperat oceanic este intens populat, peisajele de câmpuri cultivate deschise de tip open field sau peisajele de câmpuri cultivate închise de tip bocaj, luând locul peisajelor forestiere. Datorită solurilor cu fertilitate mare, vegetația de stepă din mediul temperat continental a fost deselenită. În prezent, peisajele de tip cerealier, fiind predominante în estul Europei. Mediul mediteranean, caracteristic Europei sudice, este puternic antropizat, mai ales în regiunile litorale. Tabelul de mai jos prezintă suprafețele ocupate de terenuri degradate și neproductive în județele Giurgiu, Olt și Brașov. Precizați două cauze ale existenței terenurilor degradate și neproductive în județul Olt. Județul Olt prezintă suprafețe degradate datorită deșertificării solurilor, dunelor de nisip și tăierilor masive de perdele de protecție, mai ales după anul 1990, care au favorizat extinderea acestor dune de nisip. Explicați faptul că în județul Giurgiu, terenurile degradate și neproductive ocupă suprafețe mai mici decât în județul Brașov. Județul Giurgiu se suprapune în totalitate unei unități de câmpie cu soluri fertile, predominant terenuri arabile, spre deosebire de județul Brașov, care are un relief predominant montan, cu voi și depresiuni, terenuri în pantă, afectate de prăbușiri, alunecări de teren. În finalul lecției, în semn de mulțumire pentru răbdarea și atenția cu care ați vizionat această lecție, v-am pregătit o animație care facilitează învățarea localizării geografice a tipurilor de medii. Aceasta a fost lecția de azi în speranța că prezentarea lecției și modul de structurare al informațiilor transmise vin în ajutorul vostru pentru o învățare eficientă, vă doresc succes în pregătirea pentru examenul național la geografie și nu uitați că drumul către succes este pavat cu muncă, efort și concentrare. Toate cele bune! La revedere!